Dragi telespectatori, bună seara și bine v-am găsit din nou la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni. Iată ne ajungi la doar două zile distanță de marele praznic al nașterii Domnului și alături de mine este invitat Părintele Călin Cioban. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră, Părinte! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc și de data aceasta pentru invitație, pentru că, așa cum ați spus, am traversat o perioadă lungă Apostolului, o perioadă în care ne-am pregătit, o perioadă în care am încărcat ceea ce era de încărcat, desagile cele spirituale, gândurile duhovnicești și am scăldat în glas cel adevărat al colindului rugăciunea și nădejdea că peste doar nu multe momente vom avea bucuria să reajungem, bineînțeles în chip imaginar, în chip tainic, acolo la Betleemul Iudeii, unde pruncul nostru Iisus Hristos s-a născut din Sfânta Fecioară Maria. Vorbind de acele locuri în care s-a născut pruncul nostru Iisus Hristos, cred că ar fi un moment bun să rememorăm puțin toată acea perioadă și, cronologic vorbind, să facem o scurtă parcurgere în tot ceea ce s-a întâmplat. Cronologic vorbind, așa cum spuneți, dacă ar fi să luăm din timp această mare minune sau mare naștere a Fiului lui Dumnezeu, cred că ar trebui să ne întoarcem cu 9 luni de zile în urmă la Buna Vestire, când Sfânta Fecioară Maria primește vestea în cetatea Nazaretului, fiind și de data aceasta, prin cuvintele: bucură-te, ceea ce ești cu dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Sigur că, ca orice copilă tânără, nu știe ce înseamnă asta, dar îngerul o lămurește, o liniștește, că va naște fiu, că îi va pune numele Iisus și zămislirea aceasta, vestirea aceasta sau buna aceasta veste pe care îngerul i-o dă în cetatea Nazaretului, vedeți că ne pregătește 9 luni de zile și pe noi, pentru că traversăm multe alte întâmplări din istoria și din istoriografia mântuitoare a Fiului Dumnezeu, dar la finalul căreia ajungem la nașterea lui Iisus, la nașterea Mântuitorului nostru. Și acest drum, sau și în acest drum, indiferent cum vreți să o luați, găsim nenumăratele episoade în care toate duminicile noastre ne vorbesc despre minunile pe care Fiul lui Dumnezeu le-a săvârșit pe pământ, deși El nu este născut. Dar reamintim, retrăim, rememorăm și încercăm să pătrundem în casa sufletului fiecare dintre noi cu diferitele învățături, diferitele îndemnuri pe care pruncul Iisus, pe care Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, vine să ni le spună nouă, celor care, iată, ne pregătim într-adevăr să primim marea minune, să se împlinească și această voie a lui Dumnezeu, pentru că spunem în Tatăl nostru, precum voia se împlinește în cer, iată de data aceasta, voia se va împlini și aici, pe pământ. Deci, gândul nostru este, de la Buna Vestire, parcurs cu toate etapele prin care Mântuitorul trece, apoi ne pregătește perioada postului, despre care am vorbit în alte ediții, și ne aduce pregătiți cu sufletul, cu trupul, la ajunul nașterii Fiului lui Dumnezeu. E, cred că, cea mai frumoasă etapă, atât pentru noi, atât pentru copii, pentru toată lumea, pentru că sărbătorile nașterii Fiului lui Dumnezeu sau sărbătorile Crăciunului sunt sărbătorile bucuriei care ne reamintesc odată bucuriile copilăriei, ne amintesc minunea pe care Tatăl cel Ceresc
sau plinirea vremii pe care Tatăl cel Ceresc o face pentru că hotărăște să trimite un mântuitor care să-l împace pe om cu Dumnezeu. Și mă duc cu gândul la Vechiul Testament, când odată căzut sub povara păcatului protopărinții noștri și odată scoși din partea raiului, Dumnezeu trimite pe Mântuitorul, deci încearcă să regleze sau să restabilească această dragoste supremă pe care Dumnezeu a avut-o față de om pe pământ prin faptul că îl trimite pe acest fiu al său. Și îl trimite întâi de toate să-l împace pe om cu Dumnezeu. Așa de frumos spunea părintele profesor Stăniloae și n-am să uit niciodată când a încercat să ne facă plastic să înțelegem că puntea pe care noi trecem astăzi este ruptă și nu-l găsim pe Dumnezeu. Ori prin nașterea Fiului lui Dumnezeu însuși Dumnezeu reface această punte de legătură între om și Dumnezeu. Și această punte de legătură, Părintele Stăniloae a numit-o darul mântuirii, darul jertfelniciei și darul rânduielii din veci și a gândului din veci pe care Dumnezeu Tatăl îl trimite la plinirea vremii. Și de ce spune plinirea vremii? Pentru că omenirea a fost pregătită să-L primească pe Hristos. Până atunci n-a fost pregătită. Imoralitatea, viața prin care au trăit perioada Vechiului Testament, în gândurile Sodomei și Gomorei, care astăzi se găsesc sub Marea Moartă, îl trimite pe Hristos, care să îndepărteze pucioasa, spinii și pălămida lumii și să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, despre viața veșnică, despre esatologie sau despre a doua venire, pentru că nu toată lumea cunoaște acest termen teologic, și apoi să ne facă să înțelegem că trebuie să creștem și să ne întărim cu Duhul în pas cu învățăturile Fiului lui Dumnezeu. Cât de întărită credeți că este astăzi, în zilele noastre, această punte spre mântuire? Și ce ar trebui să facem? Da, este adevărat că trebuie să recunoaștem că această punte de legătură nu la toți este la fel. Această punte de legătură pe care Tatăl cel Ceresc a transmis-o, nu toți o cred. Nu toți cred în nașterea Fiului. Nu toți își pun nădejdea în această rânduială divină. Unii cred mai mult, unii cred mai puțin, unii nu cred deloc. Și de ce spunem toate acestea? Pentru că fiecare este în libertatea de a alege. Trebuie să conștientizăm un lucru foarte important, că Dumnezeu nu ne obligă cu nimic. Nu te obligă nici să crezi, nici să trăiești în învățătura aceasta, dar nici să o iei ca pe o viață habotnică în care să mergi pe varianta numai și numai și numai cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi, dacă ar fi să îl amintesc aici pe Părintele Cleopa, care spunea că noi suntem datori să împletim viața laică cu viața de rugăciune lăsată de Hristos, ar trebui să înțelegem că trebuie să mergem într-un paralelism, dacă vreți, legat de învățătura Fiului lui Dumnezeu, dar legat și de viața noastră. Viața noastră care, din păcate, de acolo ar trebui să ne preluăm seva învățăturilor. Din ceea ce Mântuitorul a făcut pe pământ. Și aici Mântuitorul a arătat smerenia, a arătat bunătatea, a arătat blândețea, a arătat harurile sale cele bogate, care le-a vărsat peste oameni. Ori, să știți că nu tot omul, sau nu tot sufletul cel creștinesc și de Hristos iubitor, așa cum mărturisim noi, are
o înclinație de 100% către aceste învățături. Unii cred mai mult, unii cred mai puțin. Ele sunt din măsura vieții pe care o ai chiar și de acasă. Toate se leagă și de formarea ta ca și om. Foarte mulți se convertesc după 30 de ani, după 40 de ani. Copiii de astăzi care fac religie în școală primesc învățătura din școală, dar nu toți o percep la fel. De aceea întrebarea este într-o adevărată balanță. Sigur că nu judecăm pe cei ce nu cred. Nu osândim nici pe cei ce cred. Fiecare are libertatea de a înțelege, de a pătrunde în esența acestor învățături, pentru că Sfânta Scriptură și mai exact primul capitol al Noului Testament, al Evangheliei după Ioan, ne vorbește despre această naștere și despre aceste învățături a Fiului Dumnezeu. Însă, unii le preluăm ca o adevărată poveste istorioară, nu ca o adevărată lucrare harică prin care Scriptura a fost scrisă sub asistența și inspirația Duhului Sfânt și mai mult decât atât, ne îndeamnă la o credință cercetată și la o credință aprofundată care trebuie răspândită la tot sufletul creștinesc. Mâine seară probabil vom retrăi cu toții momentele în care Fecioara Maria umbla din casă în casă căutându-și un loc unde să-L nască pe pruncul Iisus. Cum vedeți această căutare și de ce i-a fost atât de greu să găsească un loc? Pentru că a trebuit să fugă, știm cu toții. În primul rând, trebuie să ne reîntoarcem la ideea că în acea vreme toți erau obligați să se ducă să își facă acea recenzie sau acel recensământ al oamenilor. S-a nimerit în acea perioadă de decembrie. S-a nimerit în perioada când ea era chiar însărcinată, în perioada când chiar ei a venit sorocul. N-a găsit loc pentru că Nazaretul este departe de Betleem. Și venirea lor aici a fost așa cum știm din colinde, că au venit să se înscrie. N-au mai găsit locuri pentru că toată lumea a venit să se înscrie, toată lumea trebuia să nopteze. Dar au găsit un om bătrân, un om bătrân care se numea Crăciun și care n-a putut să-i primească în casă, ci au primit în acel staul de vite. Și aici aceasta are o semnificație deosebită în învățătură dogmatică sau în învățătură morală, dacă vreți. Pentru că oricine ar fi spus, dacă Hristos ar fi fost primit alături de Maica sa și de dreptul și bătrânul Iosif să se nască într-un palat, toată lumea ar fi spus sau ar fi afirmat că acest prunc Iisus s-a născut pentru oamenii bogați. Ori și aici, în opera de mântuire a lui Dumnezeu, în activitatea pe care Dumnezeu a pus-o la îndemână, și aici a fost bine structurată, bine gândită. Pentru că pruncul Iisus nu se naște nici prin pat de aur, nu se naște nici într-o casă ultraluxoasă, ci se naște pe paie, într-un staul de vite, unde boii suflau pe el căldură ca să-i facă. N-a avut nici încălzire centrală, n-a avut nici altă formă de căldură sau de cuptor, ci suflau pe el căldură ca să-i facă. Ceea ce ne duce cu gândul că așa de bine a lucrat Dumnezeu în atot știința lui, deși mintea lui Dumnezeu este nemărginită și a știut să ne facă să înțelegem până astăzi că Fiul lui Dumnezeu a venit pentru mântuirea tuturor popoarelor, indiferent de pătura socială, indiferent de cultură, de religie, și îl aduce pe acest Fiul lui Dumnezeu care să se plimbe timp de 3 ani de zile printre oameni, dar nu în zadar, ci să-i reîntoarcă cu chipul către Cel care ne-a creat.
Cum ar trebui să-L primim mâine seară în casele și în sufletele noastre? Doamne, cu vie emoții v-aș răspunde și cu lacrimi în ochi, ca să-L primim cu sufletul deschis, cred că. Pentru că se naște în noi, se naște în rugăciunea noastră, ne aduce acea pace lăuntrică. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt pacea voastră. Eu sunt liniștea, eu sunt înțelepciunea. Toate de la Hristos au venit și se transformă în noi. Toată această pace, toată această zi a trebuit să o petrecem în bunăvoire, exact cum zice și colindul. Și mai mult decât atât, după ce am petrecut 40 de zile de post și de rugăciune, acum este momentul bucuriei, când într-adevăr îl primim pe Hristos. Nu este o persoană oarecare, este Fiul lui Dumnezeu născut și întrupat, și Evanghelia de după Matei ne prezintă clar, Fiul lui Dumnezeu se va numi, Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va numi. Este cel mai frumos lucru care poate să îi spună Dumnezeu Maicii lui Dumnezeu. Și vedeți, aceste cuvinte au ajuns până la noi. Și atunci, într-adevăr, nu primim orice musafir în casă, ci îl primim pe Fiul lui Dumnezeu. Simțiți în fiecare an, în seara de Crăciun, că se naște din nou, așa cum spuneați, Iisus Hristos în suflete și în casele oamenilor? Simt de fiecare dată altfel, cu toată bucuria. Retrăiesc momentele copilăriei. Aștept cu nerăbdare această zi a Crăciunului, a ajunului, ziua bucuriei, când lumina aceea a nașterii Fiului Dumnezeu să ne lumineze, să ne încălzească sufletele. Este lumina pururea fiitoare de care vorbim și la învierea Fiului Dumnezeu. Ne aduce lumină, ne aduce căldură. Steaua de la răsărit care i-a călăuzit pe magi, este lumina noastră, este speranța în pacea, în liniștea, în buna noastră colaborare cu semenii, în buna noastră înțelegere. Vedeți, darurile, aur, smirnă și tămâie pe care le-au adus, nu putem să îi le ducem și noi după 2000 de ani, dar putem să-i aducem toată liniștea și pacea noastră. Și asta ne face să accelerăm dorul de a ajunge în fața zilei de mare bucurie a nașterii Mântuitorului. Ne apropiem de finalul emisiunii și cred că ar fi momentul să le transmiteți celor de acasă un gând bun pentru sărbătorile acestea. Dragii mei, am parcurs un an greu, încărcat de suferințe, încărcat de neputințe, de boli și de neajunsuri, de frică, de perioada aceasta pandemică în care ne aflăm. Suntem în preajma Marului Praznic, când permiteți-mi cu drag să vă îmbrățișez pe toți, să vă dăruiesc ca acest praznic să vă găsească pe toți la casele dumneavoastră, să vă dea putere, să vă dea înțelepciune, să fiți alături unii de ceilalți, iar Hristos cel născut să ne aducă tuturor speranța în mai bine, în sănătate, în liniște, în siguranța zilei de mâine. Și nu uitați că acolo sus, în permanență, cineva ne poartă de grijă și sfintele sărbători care se apropie și sfintele sărbători pe care ni le dorim din tot sufletul, să le petrecem așa cum ni le îngăduie Dumnezeu, într-o liniște, într-o pace și într-o adevărată binecuvântare cerească. Mulțumesc! Părinte, vă mulțumim frumos pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat. Vă dorim cu toții un praznic binecuvântat și să aveți parte de sărbători liniștite, cu bucurie în suflet și în familie. Mulțumesc la fel! Dragi telespectatori, aici se încheie emisiunea noastră din această seară.
Vă dorim tuturor un Crăciun și un praznic binecuvântat, cu multă liniște și cu multă sănătate. Doamne ajută!